luni 18 noiembrie, de la ora 18, în sala polivalentă din Călăraș, Futsal Club Dunărea Călăraș, va juca meciul din etapa a noua din Liga 1 cu CS United Galați. Călărășenii se află pe locul 3 în clasament cu 10 puncte acumulate, iar echipa din Galați pe locul 2 cu 16 puncte. Va fi o partidă foarte disputată, fiind derbiul etapei, existând și o mare rivalitate între cele două echipe în fiecare an competițional.